Cea de-a treia soție a actorului Nicolas Cage era o fană de-a sa, care îi urmărea toate aparițiile și îi privea cu sufletul la gură filmele. Actorul și-a cunoscut viitoarea soție în 2004, la Los Angeles. Alice Kim lucra chelneriță în localul în care celebrul actor a venit să servească masa. Alice, cu 20 de ani mai tânără, i-a cucerit inima chiar la prima întâlnire. Doar două luni mai târziu, aceștia s-au logodit și au avut un mariaj care a durat 12 ani, dar într-un final căsnicia lor s-a destrămat și Alice chiar l-a învinuit public de abuz fizic. Și Matt Damon și-a găsit jumătatea într-un local. Tânăra Luciana Barroso lucra într-unul din barurile din Miami, când actorul celebru a venit acolo să servească o băutură după o filmare. El a observat imediat chelnerița drăguță, iar ea nu a ezitat să-i spună că este fana sa. Relația s-a înfiripat pe loc, iar în 2005 s-au căsătorit. În prezent, Matt și Luciana sunt împreună de 18 ani și educă 3 fiice, Isabella, Gia și Stella. Patrick Dempsey s-a căsătorit a doua oară cu o femeie care îi adoră jocul actoricesc. Într-o zi, starul din Grey's Anatomy și-a făcut o programare la salonul lui Gillian Fink. Din 1999, Gillian Fink îi este atât soție, hairstylist personal, cât și fana numărul 1. Pasiunea pentru celebritate a făcut-o pe regretata Kelly Preston să urmeze cariera actoricească. Ea a visat mult timp să se căsătorească cu idolul său, actorul John Travolta. Ea l-a văzut fiind copil în filmul Grease și s-a îndrăgostit. Pentru a fi mai aproape de acest vis, a ales să devină actriță, iar munca i-a adus în față bărbatul visurilor. În 1989, cei doi s-au întâlnit pe platoul de filmare a producției Experts și, după 2 ani, s-au căsătorit. Căsnicia lor a fost tumultuoasă, pe alocuri scandaloasă, dar într-un final moartea actriței i-a despărțit. Kelly Preston a fost răpusă de o boală incurabilă. Viața bate filmul și chiar aparent imposibilele povești de dragoste pot deveni reale.